15.000 de euro pentru cei care își cumpără o casă pe insula Sardinia. Administrația a alocat un buget de 45 de milioane de euro pentru a ajuta familiile la achiziționarea sau renovarea primei locuințe. Condiția este ca achiziția să se facă într-o localitate cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Conform Libertatea.ro, totul face parte dintr-un nou plan strategic de inversare a trendului de depopulare a zonelor rurale și de stimulare a activității economice. Ajutorul din partea guvernului pentru achiziționarea proprietății vine ca un grant nerambursabil către gospodărie și poate ajunge până la 15.000 de euro. În orice caz, nu poate acoperi mai mult de 50% din valoarea casei sau a costurilor renovării și nu poate depăși suma declarată. Persoanele care își au deja reședința inițială într-un alt oraș mic de pe insulă nu pot aplica pentru grant. Președintele Sardiniei a explicat că măsura a fost adoptată cu scopul de a face insula un loc mai bun de locuit și pentru a oferi noi oportunități cetățenilor. Am creat condițiile pentru ca tinerii să decidă să rămână și să dezvolte structura economică a celor mai fragile teritorii, a spus acesta. El speră că prin aceste granturi tot mai mulți tineri să decidă să-și întemeieze familia aici. Pe lângă această inițiativă regională, există și alte proiecte dedicate reabilitării locuințelor abandonate. Printre acestea se numără și proiectul de case la 1 euro, care a prins rădăcini și în Sardinia. Între municipalitățile insulare implicate sunt Nulvi, Romana și Bonanaro, relatează Libertatea.ro.